Bună dimineața! Mi-e foarte frig în dimineața asta. Refuz să dau drumul la centrală. Umblu și o grămadă de meme-uri pe Facebook și pe toate rețelele sociale cu da drumul la centrală în iunie, așa că nu o să dau nici eu. O să fac în schimb niște flotări în dimineața asta să mă încălzesc. Îi fac așa îmbrăcat cu polarul ăsta pe mine. Cine poartă polarul vara? În fine. Am două mânere de flotări. Recomand dacă aveți posibilitatea să luați niște mânere, să le luați pentru flotări acasă, pentru că stă încheietura într-o poziție mai confortabilă, adică dacă am face direct cu palma pe sol. Sunt foarte multe persoane care nu au suficientă mobilitate aici la încheietura palmei și uneori pot apărea dureri. O altă variantă este să facem flotările în pumn. Dar cea mai bună variantă, niște mânere sau niște cărți, să stea încheietura într-o poziție mai confortabilă. Și că ia să-i dăm drumul la câteva flotări. Asta e a doua masă a zilei. Am aici orez. În ultimele zile am început să mănânc destul de mult orez, asta pentru că mă împac mai bine cu el din punct de vedere al digestiei și văd că nu mă balonează așa tare. Și mai am piept de curcan, ăsta e pieptul de curcan pe care l-ați văzut în vlogul de ieri. E preparat cu niște condimente, cu niște mărar și bineînțeles pe post de legumă am câțiva castraveți, o să-i mănânc pe toți pentru că îmi plac maxim castraveții și sunt un ingredient bun care merge bine la multe mese. O să mănânc masa asta. O să mai mănânc după o masă, pentru că astăzi o să ajung la sală un pic mai târziu decât de obicei, o să ajung în jur de ora 3. Avem un eveniment la sală, câțiva invitați special la noi la sală și mă văd acolo cu băieții. Tot o să fie, nu știu exact cum o să fie din punct de vedere al antrenamentului, dar mi-am programat pe astăzi o zi de descărcare. Dacă am avut ieri la picioare, o să am și astăzi la partea superioară a corpului. O să fac un antrenament, nu știu exact dacă o să fac programul normal de antrenament sau o să fac altceva, având în vedere că o să fie multă vânzoleală la sală. O să vedem și o să încerc să filmez unele lucruri, să le împărtășesc și cu voi. A treia masă pe ziua de astăzi, de care vorbeam anterior, o conținut afine. Și vreți să vedeți ce mi s-a întâmplat de la afinele respective? Parcă e în reclama aia la ce era, la Chupa Chups, cu aia cu limbile colorate. Am limba fucking mauve. Mă duc la sală acum. Cam asta e situația în sală la ora cât e? Am 3 și ceva. El e Alin. O să facem curând un podcast. Boom. Eu astăzi o să fac așa un antrenament chill de pompari probabil. Nu cred că o să fac programul normal pentru că e aglomerație și nu știu dacă am acces la aparatele pe care le folosesc de obicei. George aici, Barosanu Sălii. Larisa, ia uite. Hello, Larisa, spune asta cu poză cu Andy. Am făcut și un video, nu o poză. Exact, facem un video. Cum ești, bine? Urmărește. Bine, să uite la placul, la tot ce trebuie. Urmărește de continuare, da? Te pupăm. N-am întâlnit nicăieri. S-a întâmplat Santarul. Un efect total, total imprescut. N-am mai avut timp din nimic. Măriniță Constantin. Ei, am câștigat! Constantin. Totul Constantin. Dacă nu mai e în sală, nu știu ce se petrece. Ce nu și Alex? 2. Stolerul Toma. Ce caut eu, mă, acolo? Păi că te-ai trecut pe aia. Nu m-am trecut pe aia, mă.
Băi, când ai venit? Nu ți-ai trecut în perioadă? Da. Băi, băiatule, nu. Șmecher, șmecher, șmecher. Eu m-am scris. Adică... Ăsta a fost printre alea de două ori. Măriuță Constantin, că ați greșit-o. A spus că a spus de două ori să scrie. Și aici avem... Arsenie David. Arsenie Boca. Deci, bun. Ăștia sunt cei 5 câștigători mâine. La cealaltă sală se mai dau 5 abonamente și are ședințe gratis pentru toată lumea. Deci ne vedem mâine la cealaltă sală de pe strada. Antibiotice. Antibiotice, da? Deci metamorfoză antibiotice. Mâine, la ora? 6. Da? 18? Da. Mâine la ora 18 ne vedem acolo. Gata, s-a terminat ședința de antrenament de astăzi, care s-a lungit o grămadă, dar a fost foarte plăcut. Cu băieții, cu energia pozitivă, multă lume. De acum trebuie să mergem acasă, că mergem să antrenăm clienții. În regulă, prieteni, și asta e energia zilei de astăzi. Mă rog, o mică parte, cât am reușit să surprind în vlog. A fost o zi foarte, foarte mișto. La sală acolo ați văzut, a fost nebunie. La final am avut surpriza plăcută să câștig unul dintre cele 5 abonamente care s-au oferit la Metalmorfoz. Nici nu știam că am intrat în tombolă, a fost total ciudat să-mi aud numele strigat, nu mă așteptam în primul rând să fiu acolo, dar până la urmă, bineînțeles, m-am hotărât să donez premiul și dacă mă urmăriți pe Instagram deja ați văzut că am zis că cine e din zonă și dorește să vină la sală și nu are încă abonament, poate veni. 3 persoane mi-au spus că își doresc luna respectivă la sală gratis. Și am ales pe prima persoană, primul venit, primul servit. Astea fiind spuse, a fost o zi foarte, foarte simpatică astăzi. Mâine o să fie probabil la fel de plină, mâine sper să-mi fac mai bine antrenamentul. După amiază, iar ne vedem cu băieții în funcție de voi, o să vedeți vlogul ăsta mâine, deci se întâmplă toată treaba asta în cursul zilei de astăzi. Dacă sunteți din Iași, și vreți să veniți, îi vedeți pe băieți, pe Marius, pe Andy, se vor antrena și astăzi la Metalmorfoz Antibiotice, cum spunea și Marius, la ora 6 după amiază. O să fiu și eu cel mai probabil acolo, dacă nu intervine nimic, deci ne putem vedea dacă sunteți din Iași. Șansele sunt mici, pentru că aici pe YouTube am o audiență mică și sunteți probabil puțini care puteți veni. Orice ar fi... Vă urez o seară, o zi super obosit, nici nu știu ce mai spun, dar vă urez capul sus și pieptul în față și ne vedem în următorul vlog. Pa!